În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați și dremăritori creștini, în ultima perioadă a acestei veri am ascultat câteva evanghelii scrise de Sfântul Evanghelist Matei, cel care era vameș în Capernaum, acolo unde Domnul nostru Iisus Hristos și-a desfășurat din plin activitatea sa misionară. Aceste evanghelii ne vorbesc despre credință. Mi-aduc aminte de credința pe care a avut-o Iair când Dumnezeu i-a înviat pe fiica sa. Și apoi de credința acelei femei care avea scurgere de sânge de 30 de ani și care n-a îndrăznit să-i spună Domnului suferința aceasta și gândea în sine, mă voi duce și pe la spate mă voi atinge de haina lui. Și s-a dus și s-a tămăduit. Și Domnul a spus, cineva s-a atins de mine, căci am simțit din mine cum a ieșit o putere. Și femeia, văzând că a fost dată în bileac, s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui. Deci eșa din Dumnezeu o putere care îi vindeca pe toți. O putere dumnezeiască. Așa se întâmplă că Domnul nostru Iisus Hristos a tămăduit un slăbănoc pe care l-a adus pe targă, dându-i drumul în casă, prin acoperișul casei. Și Domnul, văzând credința prietenilor săi, l-a tămăduit și pe acela. Dar ne mai vorbește Sfânta Evanghelie că Domnul s-a dus și în ținutul Gergesenilor și în Gadara și a tămăduit un demonizat pe care greu îl putea ține, fiind legat în lanțuri și în obezi, le rupea și pe toți, îi spământa și nu mai locuia de mult în case și în grob de morminte. L-a tămăduit și l-a pus misionar, mergi și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, mergi și spune în casa ta acolo. Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne vorbește tot despre credința, credința celor doi orbi care se țineau după Mântuitorul Iisus Hristos și strigau, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Și Domnul a intrat în casă și ei s-au dus după el. Și atunci Domnul a întrebat, ce credeți voi că pot să fac eu aceasta? Da, credem. Și prin cuvânt le-a zis, fie vouă după credința voastră. Și a văzut. Iubiți credincioși, dacă cercetăm cu luarea minte scripturile, vedem că Domnul a trămăduit mulți orbi, chiar ori cu sufletul pe care greu ne este să-i numărăm, să știm câți au fost, dar și mulți orbi cu trupul. Așa cum se întâmplă când Domnul, și ne spune Evanghelistul Ioan, a fost la Ierusalim și a văzut un orb care nu vedea, că n-avea nici globul ocular și a făcut tină și a uns ochii orbului. Ne mai spune Sfântul Evanghelist Matei că în Betsaida, când a intrat, a găsit un orb, i-a scuipat pe ochii lui și după ce a pus mâna și s-a rugat pentru el, a văzut îndată. Alt orb l-a tămăduit tot așa, punând mâna pe ochii lui și făcând rugăciunea și a întrebat, vezi, văd niște oameni ca niște copaci. Și atunci a pus din nou mâna pe el și a văzut. Evanghelia aceasta este mișcătoare pentru fiecare din noi. Și ne aducem aminte cum scria în Evanghelia pe care a scris-o Luca, atunci când Domnul Iisus Hristos se afla în Nazaret, și când a deschis codicile de la Isaia și a citit Duhul Domnului peste mine, care m-a trimis să propovăduiesc robilor dezrobirea, orbilor vederea și să vestesc anul milei Domnului. Așadar, Domnul a venit ca lumea să vadă, să nu mai umble în întuneric. Și de aceea a tămăduit mulți bolnavi, spune Sfânta Evanghelie de astăzi, mulți demonizați, mulți bolnavi, mulți orbi a tămăduit
căci lumea era uimită că nu s-a pomenit la ei cineva să facă aceste minuni. Și era tot timpul împresurat de oameni și Domnul tot timpul propovădea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el vroia să îi vindece ca omul să vadă. Că spune evanghelistul, n-a venit să rămăduiască, ci ca omul să vadă, să vadă adevărul, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să schimbe viața, să redea orbilor duhovnicescul simț al vederii. Dar iubiți credincioși, simțurile acestea ale noastre sunt limitate. Noi nu putem să vedem cu vederea noastră decât puțin. Apoi vedem cu vederea minții, mai departe. Apoi vedem prin vederea credinței, vedem așa cât Dumnezeu, dar nici așa nu putem vedea totul, pentru că numai atunci când ești duhovnicesc, Dumnezeu îți descoperă. În lumea aceasta trăim în multe lucruri pe care nu se văd și pe care trebuie să le credem, căci prin credință, noi primind de la Dumnezeu lucruri pe care le acceptăm prin credință și credem cu desăvârșire în tot ceea ce Dumnezeu a descoperit. De aceea când vorbește că doi orbi a venit la Domnul ca să-i tămăduiască, prin acești orbi trebuie să înțelegem pe fiii lui Israel și pe neamurile păgâne, că la care Domnul Hristos a venit și a propovăduit. Și de aceea noi trebuie să știm că Dumnezeu, atunci când ne face să vedem lucrurile în clar, noi trebuie să dovedim credința noastră prin fapte. Căci Domnul așteaptă de la noi fapte. Iată ce spune celor care erau evrei și care veneau la Domnul, dar nu aveau viața lor conformă cu faptele Scripturii. Și le-a spus un cuvânt greu. Zice, voi sunteți din fii diavolului, că ei se lăudau că sunt din neamul lui Avram. Dacă ați fi din neamul lui Avram, ați fi făcut și voi faptele pe care le-a făcut Avram. Deci, iubiți credincioși, ne arătăm credința noastră prin fapte. Orbii aceștia nu numai că au avut credință în Dumnezeu, și au și mărturisit-o. Credeți voi că pot să fac eu lucrul acesta? Da, Doamne! Și-a mărturisit credința. Cât de important este să știm ca și noi să ne mărturisim credința și să dovedim credința noastră prin fapte. Arată-mi din faptele tale credința ta și eu din faptele mele îți voi arăta credința mea. Trăim o vreme în care oamenii nu mai țin cont de credință. Chiar s-au lepădat de ea. Alții au primit învățături eretice de la prorocii mincinoși, despre care Scriptura spune că Fiul lui Dumnezeu va nimici pe prorocul mincinos, și s-au abătut de la dreapta credință, nemai păstrând adevărul așa cum de 2000 de ani le-au păstrat românii noștri cu fidelitate. De aceea s-au mulțit și sectele și s-au mulțit și fără de legile, pentru că oamenii au uitat de plin de credință. Domnul Iisus Hristos a venit ca lumea să vadă. Atâta vreme cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Cât avem pe Domnul Hristos și credința în El, nu suntem pierduți. De aceea trebuie să știm să ne mărturisim credința noastră în fața familiei noastre, a prietenilor, în mijlocul bisericii când rostim crezul, tot timpul să fim fii ai luminii și oamenii ai credinței. Omul fără credință nu este plăcut lui Dumnezeu. Ne spune Mântuitorul, cel care crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Toți care au fost credincioși lui Dumnezeu au fost binecuvântați și nenumărate daruri le-a revărsat Dumnezeu în viața lor. Căci iubiți credincioși, noi trebuie să facem puțin și Dumnezeu face El mai mult pentru noi ca să nu ne pierdem în lumea în care trăim. Dar cum Domnul Iisus Hristos a avut mulți dușmani, Evanghelia de astăzi ne arată cum
că erau și cărturari și farisei care îl pândeau pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să vadă ce face. Și unii dintre ei au spus: cu demonul, demonul scoate pe demoni. Ce judecată sucită! Câtă invidie! Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre invidie că este păcatul cel mai greu. Iar Sfântul Ioan Scăraru spune că invidia este pășunea dracilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, că invidia este mai mare decât desfrâul, mai mare decât orice păcat în lumea aceasta. De aceea noi trebuie să ne ferim să nu fim invidioși. Domnul Iisus Hristos a umblat în lumea aceea și a făcut multe minuni. Chiar când era în Nazaret, deși săvârșise minuni, deși toți rămâneau uimiți de cuvintele Harului care ieșeau din gura lui, l-au luat și l-au dus pe marginea cetății unde a fost zidit orașul lor ca să-l arunce în prăpastie. Dar el a avut așa putere că a trecut prin mijlocul lor și s-a dus și s-a așezat în Capernaum. Acolo unde Dumnezeu fiind, n-avea unde să-și plece capul, dar timp de 3 ani și jumătate a umblat prin toate satele tămăduind orice boală și orice neputință în popor. Activitatea Domnului Iisus Hristos nu s-a terminat. Ea continuă în lumea de astăzi. Noi trebuie să venim cu credință la Dumnezeu și noi ne vom tămădui de toate neputințele noastre. Prin învățătura pe care El ne-a dat-o, ne tămăduim de orbirea duhovnicească și începem să vedem lucrurile în clar. Nici ucenicii n-au văzut la început lucrurile în clar. Matei era vame și a stat pe lângă Mântuitor, dar numai când a venit la el l-a văzut în clar. Și Nicodim la început era un ucenic de noapte, dar după aceea și-a dat seama de învățătura Mântuitorului. Pentru că oamenii, cu cât îl cunoșteau, cu atât rămâneau lângă el, iar Domnul arăta o delicatețe fără margini. Și asupra acestei delicateți am să vă spun câteva lucruri. După ce a făcut atâtea minuni și după ce a tămăduit pe oamenii aceștia care erau orbi, le-a spus: vedeți, nimeni să nu știe. El nu vrea să fie slăvit de oameni sau să creadă numai pentru că a făcut minuni. Nu. Domnul nostru Iisus Hristos făcea din milă pentru ei minuni. De-aia a sfătuit pe toți să nu spună nimic, nimănui. Dar credeți că au tăcut în tot ținutul acela, au vestit. Acolo sunt munți, dealuri, sate, peste tot s-au dus și l-au vestit, cum a făcut și cel din Gadara. Deci ei și-au făcut datoria, dar Domnul ne-a învățat pe noi, când facem cât un bine, să fim discreți, să fim smeriți. Asta înțelegem din comportamentul lui. Și mai ales să facem binele și când nu suntem solicitați. De exemplu, era lângă el, atunci spune, un îndrăcit care nu grăia. Și Domnul n-a așteptat să-l roage ca să-l tămăduiască, ci s-a dus și l-a tămăduit și a început să vorbească. Iată, deci, și în ziua de astăzi, să știți că sunt oameni îndrăciți, care de multe ori vorbesc, dar vorbesc numai prostii. Poate că și de-aia Dumnezeu a trimis peste noi plaga aceasta, ca să ne acoperim gura să nu mai vorbim atâtea prostii. De aceea să fim foarte atenți tot ceea ce vorbim. Sfântul Iacov spune că limba este puțin foc, dar aprinde totul. De aceea trebuie să știm să avem cuvintele drese cu sare, cum să vorbim și ce să vorbim, să fim măsurați în cuvânt, că de fiecare cuvânt care ne iese din gură, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu la vremea judecății. Să spun multe lucruri fără rost, bârfe, lucruri care n-ar trebui să le vorbim și să spun cele mai puține vorbe în rugăciune. Oamenii se roagă
dar foarte puțin. Eu mă bucur că dumneavoastră ați ales calea aceasta lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și sunt sigur că venind aici, Dumnezeu ne va păstra și sănătoși, și cu mintea, și cu trupul, și cu sufletul. Când am început această pandemie, eram cu doi tineri care s-au căsătorit după aceea, chiar în timpul pandemiei. Și citeam un articol că Dumnezeu a dat unui sfânt, Nichifor Leprosu, i-a dat puterea să tămăduiască această boală și să izbăvească pe oameni de această boală. Și eram frământat că noi nu avem această icoană și m-am dus imediat, am căutat și acești tineri au făcut icoana și am pus aici. De când a început boala, noi n-am avut aici niciun caz de coronavirus. Dumnezeu ne-a ferit și Sfântul ne-a ocrotit de lucrul acesta. De aceea, puterea Sfinților este dată tot de Dumnezeu. Iată deci, astăzi prăznuim pe Sfântul Ioanichie de la Mușcel. Ca să înțelegeți, din zona aceasta au fost multe mănăstiri. Încă de la Sfântul Nicodim de la Tismana, mănăstirea Tutana, Valea lui Enache, schiturile acestea care se întindeau până la Târgoviște, toți munții noștri și mai ales cetățuia, era o vale cu multe peștere, acolo în această peșteră a fost Sfântul Ioanichie, 30 de ani a stat acolo, într-o peșteră, cobora pe o sfoară și avea decât un ucenic care din când în când îi mai aducea mâncare. Era clar văzător, încât s-a dus la el și Matei Basarab. Matei Basarab a ctitorit cele mai multe biserici, cu una mai mult decât Ștefan. Era credincios, se ducea să spovedea la el, la acest puznic. Și Mihai Viteazul, spune, citeam în Viața Sfântului, a ajuns la acest sfânt coborând pe o funie, s-a dus pentru că era clar văzător. A trecut la cele veinice, dar el n-a putrezit. Și astăzi se păstrează moaștele, deci a trăit în secolul XVI la mănăstirea Cetățuia și peștele acelea, altă dată plină de eremiți, astăzi au rămas aproape pustii. Pentru că noi am părăsit tradițiile noastre și de aici atâtea nerociri și firea aceasta s-a întors împotriva noastră, că nu mai știi când e vară, când e iarnă și ploile acestea care le așteptăm cu atâta dragoste, de multe ori a distrus tot ce am agonisit. Iubiți credincioși, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima noastră. Apreciez mult că veni la Sfânta Liturghie, dar aici este toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Căutați să veniți cu copiii dumneavoastră, luptați-vă pentru fiecare suflet pe care ne întâlniți în cale. Să nu pierdem pe niciunul. Că cine câștigă sufletul altuia, pe al său și-l mântuiește și-și acoperă mulțime de păcate. Indiferent în ce păcate te-a trântit demonul, nu dispera. Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut și nu este păcat care să biruie iubirea fără marginea lui Dumnezeu. Numai mândrie este urâciune înaintea lui Dumnezeu și omul mândru prezintă o viață deja pustiită. Căutați smerenia, cultivați respectul față de semeni, munca serioasă și faptele bune din care deslușim credința dumneavoastră. Pentru că prin fapte bune omul primește harul lui Dumnezeu, se face ca un pom răsădit lângă izvoare, care rodul său îl dă la vremea sa și toate câte face îi va spori. Așa ne spune psalmistul. Iar când veni și mai citiți saltirea prin biserică și participați la slujbele de seară, la Sfintele Liturghii, harul lui Dumnezeu se revarsă din plin peste dumneavoastră și căutați să dobândiți prin faptele și prin rugăciunea dumneavoastră harul lui Dumnezeu. Participați la Sfintele Taine, căci acestea sunt izvoarele prin care Dumnezeu își revarsă harul său, prin spovedanie, prin împărtășanie,
prin căsătorie, adică să fim cununați, că sunt mulți care nu s-au cununat și nici copiii nu și-au mai botezat. Căutați să faceți în așa fel încât să participați la Sfântul Maslu, care dă sănătatea sufletului și a trupului. Fiți în legătură strânsă cu duhovnicul, pentru că prin preoție Hristos se face prezent în lume și lucrează mântuirea noastră. Căutați prin tot ce face să aveți un nume bun, că nimic nu valorează mai mult decât numele bun. Ne spunea Apostolul astăzi să ne ferim de prietenii dubioase și să căutăm să ne împlinim chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Cine împarte, să împarte cu cinste. Cine are o dregătorie, să-și o țină cu demnitate. Domnului slujiți, spunea. Deci există o slujire pe care noi o facem totdeauna lui Dumnezeu.